sunt Natalia Cheftene, aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Într-o după-amiază de vineri, pe data de 11 octombrie, la poliție a pervenit un apel. O voce emoționată le-a comunicat că viața unei minore de 14 ani se află în pericol. Și-l s-a întors canistra și ei în cap. Și-a prins chibritul și-l ținea așa iarăși. Agresorul ar fi fost iubitul fetei, de două ori mai în vârstă ca ea. Băiatul neuși, mamă, îmi place. Așa că și fata era de față, fata mea, și că o iubesc și îmi place. Vreau să răiesc cu dânsa. Bani de zi. Postoiană. El o să o țin până avea 18 ani. Și-a spânzor. El așa era băie de treabă, dar cum servie, s-a apucat să de nebunii. Cum o fată de 14 ani a devenit iubita unui bărbat de două ori mai în vârstă ca ea, iar apoi și victima acestuia? Unde erau părinții fetei și ce știau despre această relație? Cum s-a întâmplat incidentul în care minora era la un pas de a fi arsă de vie? Și ce urmări va avea acesta pentru agresor? Vă spunem în ediția de astăzi. Multe istorii, una mai incredibilă decât alta, am auzit în acest studio, întâmplarea despre care vom vorbi astăzi, odată ce am aflat toate detaliile, ne-a lăsat șocați. Le vom descoperi împreună în această seară. Iar pentru început, vom vorbi cu cea care a sunat la poliție ca să-și salveze prietena. Să o salutăm pe invitata noastră, pentru că și ea este minoră, trebuie să-i protejăm identitatea și va vorbi cu noi de după paravan. Te rog să ne povestești despre acea zi în care s-a întâmplat totul și despre ceea ce ții minte. În acea zi de dimineață am plecat la fata acasă și n-am plecat la școală pentru că ne simțeam rău. Dar ce aveți? Ne durea și capul și burta. Erați răcite sau? Nu, dar așa, din intens, pe amândouă, parcă mi-a stat așa tare rău că n-am putut ambele să ne ducem la școală. Și am mai stat, am ascultat muzică, ne-am odihnit la dans, am stat, ne-am jucat, am făcut lecțiile care trebuie să le facem. Apoi, aproximativ la 12, pornit de 1, a sosit un bus, un microbus la poartă. Și ea a spus că a venit băiatul de-a mâncare mai, Alexandru. Și cine era acel băiat? Băiatul este care a fost prieten, cum se spune, băiatul care mai i-a dat foc, Alexandru, Aleoșa. Deci bărbatul care i-ar fi dat foc, da, prietenei tale. Așa, a sosit cu acel microbus? Da, a sosit cu acel microbus, a intrat în ogradă, dar eu i-am spus ei să se ascundă. De ce? Pentru că ea nu vroia să vorbească cu el. Ea nu putea să-l vadă în ochi. A spus că eu mă tem de dânsul, eu nu vreau să-l văd. Erau certați sau chiar se temea? Ea chiar se temea de el. De ce se temea? Ți-a spus? Ne-am spus că ea când trăia la el, seara se scula la 12, la 1 de noapte și lua cuțitul și spunea că pe toți îi tai, ucide, toți fugeau de ogradă noaptea. Și apoi când se liniștea, atunci intrau toți, încă dacă se liniștea. Putea să stai și în drum toată noaptea. Jumătate de noapte, până dimineața, ei stăteau în drum. Îi amenința pe toți sau pe ea pe în special? Toți. Pe toți. Și mama ei, și fratele, toți care și erau pe ea acolo. Da, și pe ea, și părinții lui. Tu zici că au fost iubiți la propriu? Nu. El, cum ne-a spus și ea, este mi spui la poliție că el că a pus-o cu desul să aibă relații. Și a zis că eu mă tem să spun la poliție, chiar și cuiva, pentru că mă tem să nu iasă el de la închisoare și să mă ușede pe mine. Așa, acum am înțeles. Totuși era în casă la el, el da, venise și ce făcuse în el, acea zi? El a venit la noi. Și la voi? Deci da, ca să înțeleg, unde s-a întâmplat totul? La dânsa acasă a venit. La ea acasă, da, s-a întâmplat acasă. Sau la el? Nu, s-a întâmplat la dânsul, dar el a venit la dânsa acasă cu microbusul și a intrat în casă după ce am spus eu ies să ascunde. Se ascunde, el a intrat în casă și întreabă, de unde e? I-am spus că am rămas la o femeie după ceapă. Și ea a ieșit urat, și nu mai țin minte cum a fost, dar a observat-o și a găsit-o. Și eu a ieșit în ogradă și a plecat la poartă. Și iese de urmă, ei iese la poartă.
Și îi spune ea, el îi spune ea, vedem să-ți iei hainele, dacă nu le dau foc. Așa vreo jumătate de oră în continuu i-a spus și până la urmă îmi spune mie și la fratele ei să meargă cu noi. Să mergem cu dânsa, adică, și să luăm hainele. Și deodată n-am vrut să plecăm. De ce? Pentru că vă era frică și vouă? Nu, n-am vrut să plecăm. Mi-am spus, ce ți trebuie, ți-ai hainele, ce le-a scumpărat marchele. Dar eu am spus, eu și am două perii de pantaloni și două cofte acasă. N-am și mă duce nici la școală. Și de nevoie ne-am dus cu dânsa. Că i-a spus că eu mă tem să mă duc singură, să nu mă bată sau să-mi fac ceva. Și noi ne-am dus cu dânsa. Și după asta am ajuns acolo. Eu îi spun, ei, du-te și ție hainele și eu sunăm așa mașină și ducem. Și de-a mai... Eu s-a dus și-a scos hainele din casă, de la dânsul, și ne pornim. Am ieșit de pe poartă și el ne ajunge de urmă. Și-o apucă pe dânsa de la jumătate și-o întoarce cu deasăla înapoi. Și-o a zvârlins pe poartă. Îi ia hainele și le duce în o gradă. Dar a spus ceva în timpul ăsta? A spus, îi spune ea, dă-te înapoi. Și i-a spus, nu, eu mă duc acasă. Și nu știu, încă timp, dar au dovedit că m-a uitat lângă beci, era de-am o sticlă pregătită cu benzină. De-am gata pregătită pentru, amestecată cu soliarcă pentru benzopilă, numai că stai lemn. Și era cam undeva așa benzină întrânsă, în canistră de asta 5 kg. Și-a vrut să dai foc la haine. Dar ei a spus, băi, Alioșa, ai leacă de soviste. Nu-s hainele tăli, eu n-am și mă duce la școală. Dar el s-a întors, să mă scuzați de expresie, eu spus așa, închideți botul. Ei spune înapoi, eu nu am bot, eu am gură. Și el se întoarce și canistra îi toarnă în cap, cum ieși de aș uita la dâns, așa. Și scoate repede chibriturile de buzunari și aprinde chibritul și așa îl ține. Nici vântul nu băte, că stângă chibritul și ăla. Și e o suflat așa, cu o stâns chibritul și ăla și cum ține el pacica de chibrituri așa. Eu apucă din mână și o zvârlin spre mine. Eu și o arunc mai departe. Și se vede că eu nimerită în ochi, nu știu, eu început a plânge. Fratele ei a apucat-o de mână și am scos un drum și peste drum este fântână. Și a scos eu caldar de apă și el s-a început a spăla ochi. Dar el și de așa iană și se uita la dânsa cum e plânge. E plânge, tu mă răcânie în gura mare cu ustură ochii. Și apoi s-a spălat ochii și el vine iarăși și apucă cu desâla și o duce în casă. Și eu încuiet ușa. Dar eu cu fratele ei am rămas în drum și zic, băi, sună la poliție. El că nu, că mă tem, că... Nu știu, mi-a spus el acolo și eu iau telefonul de la dânsul de mână și sun la poliție. Am sunat poliția, le-am spus unde să vii și cum... Și m-a întrebat unde să fiți. Zic, să fim în stradă. La traseu și să vă așteptăm. A venit undeva aproximativ 3 ore. A trecut. 3 ore? Aproximativ așa. Și ce ați făcut în aceste 3 ore? Era ora 6 când am sunat. Și undeva aproape de 9 i-a venit. Și voi ce ați făcut în aceste 3 ore? Am așteptat poliția. Dar el ce a făcut acest el, bărbat? El, după spusele ei, eu s-a dus în casă, a pus apă la încălzit. Și ei a spus, eu mă duc acasă așa cum sunt, cum miroase de la mine benzină, eu așa mă duc. Și el a zis, că stai să te băiești. Și aici, că nu, eu așa mă duc. O luat și-o încuiet ușa, o stâns apa și o lăsat-o pe dânsa în cameră. Tu n-ai văzut în acest timp, tu stăteai afară cu fratele ei. Da, ieșeam în traseu. La tras. Ședeam și așteptam poliția. Și când a venit poliția, ne-a dus cu poliția la dânsul la poartă. Am intrat în ogradă, el liniștit, nu a spus nimic. Și poliția îi spune, sui Alioșa în mașină. Și aproape sui, de-am poliția știe să ne pornim, el iese din mașină și de-am s-a dus el în ogradă și vede că a luat toporul. Nu știu că un polițist a strigat, ia uite, a luat toporul. Și unul din polițiști a scos arma. Și a spus, îl apă de toporul, dacă nu te împuși. Și se vede că el era mai departe de poartă, că s-a auzit cu aruncat cu toporul cel în poartă. Și apoi noi ne-am pornit cu mașina la și am stat acolo. Cu tot cu el? Până la urmă l-au băgat în mașină cu voi? Nu, a doua zi s-a dus după dânsul poliția și l-a luat-o. Și prietena ta a plecat? Prietena mea a plecat cu noi la și apoi poliția ne-a dus acasă. Este evident că minora minte. Da, îi spune și adevăr, dar minte. Am atras atenția la mai multe momente. Au avut posibilitatea să scape de el. Când a ieșit în drum să se spele la fântână,
nu știu ce a așteptat, el spune să mai trag o dată în Sanogradă. A avut atunci posibilitate, după ce s-a spălat, sau până s-a spălat, să o ia la sănătoasă, să nu mai, să nici urmă să nu fie acolo. Deci este evident, nu nec, poate și este persoana respectivă, un pervers și un obsedat, dacă a ajuns să-și pună mintea cu o minor de 14 ani. Da, poate ele puteau fugi, dar să nu uităm că erau ochii stropiți cu careva substanțe care ardeau foarte tare sau dureau foarte tare și aceleași haine sau aceleași lucruri pe care a venit domnișoara erau acolo. Dacă reieșind din ceea ce a spus domnișoara, nu a fost un episod de renunțare la infracțiuni. Dacă nu el a aruncat chibritele, ci dacă ei le-au scos cineva din mâini, atunci este o tentativă la o infracțiune de, gravă sau deosebit de gravă, care cu agravante, deci comisă asupra unui minor, sau dacă infracțiunea s-a consumat nu din voința făptuitorului, atunci pedeapsa este destul de gravă, deci până inclusiv între 15 și 20 de ani, sau de la 10 la 20 de ani. Și în cazul alternativei se aplică până la 3 pătrimi din această pedeapsă. Iar acum o să o auzim pe mama fetei. Ea a venit astăzi la noi în platou împreună cu tatăl său, bunicul minorei. Să o întâmpinăm. Bună seara, vă rog. Bună să luați seara. Loc. Tu mai ai și alți copii? Da, doi. Încă doi copii pe lângă această fată de 14 ani. Cât de mari sau mici sunt? Unul 16, unul 11. Copiii locuiesc cu tine? Băietul nu, dar fata e cu mine la... Fata cu tine, de 14 ani? Nu, și ce? De 11. Așa, dar băiatul și fata de 14 ani, unde locuiau? Cu tatăl și cu bunelul. Dar zi-mi, te rog, am aflat că totuși vara trecută ai locuit împreună cu fata ta de 14 ani. Da. Așa, unde ați locuit și cum s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat? Eu, în primul rând, lucram la cartoafe. Și acolo s-au cunoscut, de la cartoafe s-au cunoscut cu unul. Cine? Tu cu sau fata, fiica? Fata. Voi lucrați împreună? Da. S-o cunoscut cu dânsul că astea încă îi place de dânsul. Și pe dânsul au zis că eu îi place și de dânsa și de dânsul. Așa, și ce s-a întâmplat? Și până la urmă ne sună băietul, amâia în toamnă. Ne-a spus, au zis că mamă, eu sunt în satul, astea vecin, astea, și ne-a spus că astea am venit să iau haine. Și am auzit că cazul ăsta și... Nu, stai puțin. Eu te întreb mai întâi cum ați ajuns să trăiți vara împreună. Că tu zici că până atunci nu ai trăit cu fiica ta. Am trăit. Unde ați trăit? La cartofi lucrând. Unde ați locuit? La locul unde am lucrat. La o gazdă? Da, da. Și ce gazdă era? Cine mai locuia acolo? Eu, fata și damul drugul ăsta care i-a plăcut. Și? Și damul fratele lui. Deci fata ta de 14 ani locuia cu un bărbat. Da. Câți ani avea acel bărbat? 28. Când spui că era prietenul ei, că i-a plăcut de el, la ce te referi? Eu i-am spus. Ei erau iubiți? Da. Dar faptul că fata ta avea 14 ani, iar bărbatul 28, pe tine nu te deranja? Eu i-am spus, astea, fetiță, du-te, te rog, mergi cu mine acasă. Nu vreau să marg, cu mine acasă. Dar mai întâi vreau să te întreb, celălalt bărbat, că ai zis că erau doi. Acelalt cu un frate, eu trăiem cu dânsul. Eu trăiem cu fraisul. Erați și voi concubini? Da? Erați iubiți și voi? Da. Tu cu fratele? Da. Și fiica ta de 14 ani cu celălalt frate de 28. Da. Cât ați locuit așa? 2 luni. Și după asta ce s-a întâmplat? După ce s-a început școala și s-a dus la școală. Eu am venit, dar în sat. Dar tu ai rămas acolo? Nu. Dar ce ai făcut? Eu m-am arătat după altul. Eu n-am vrut să trăiesc cu dânsul. Așa? Dar zi-mi, te rog, noi vorbim de un copil de 14 ani. Ce fel de iubire cu un bărbat de 28? Tu, ca mamă, unde te uitai? Eu m-am uitat. Eu nu vreau să mă asculte.
Eu vreau nu vreau să mă asculte, doamna Natalia. Eu nu vreau să mă asculte. E deloc. Nu vreau Dar să de ce nu vrea să te asculte? Eu o zis că nu te am nici de mamă, nici de tată. De ce așa? El din clasa întâia nu prezentează școala. Eu de 8 ani de zile eu cât i-am făcut ea din clasa întâia. Și cât i-au făcut ea? Și cât i-au făcut ea? Apoi eu nici n-am, nici vorbă n-am ce spune despre asta. Dacă și... Doar dumneavoastră sunteți de vină. Pentru că nu așteptați școala să vă educi copilul sau vecinii sau rudele. Dumneavoastră ați fost oglinda ei, ambii. Acum vreau să întreb, mămica, zici că ați locuit acolo 2 luni, da. Ambele ați plecat sau tu ai plecat pentru că te-ai măritat cu altul, iar fata a rămas? Nu, între cele 2 luni de zile eu am plecat de acolo. Tu ai plecat de acolo? Da. Și fata care nu te-a ascultat a rămas? Da. Totuși a rămas și tu ai lăsat-o acolo, cu doi bărbați în casă? Cu unul. Ei se iubeau, ca să înțeleg, fata ta se iubea cu acest băiat? Ea vroia să rămână la el? Ea nu vroia. Ea nu vroia, dar cu deasâla. Cu deasâla vroia să șadă la dânsul. El o ținea cu forțat? Da. Păi și tu ce făceai? 2 luni de zile ați trăit împreună, într-o casă. Cum? Eu am vrut și eu să mă duc de la dânsul. Dar el nu vroie deloc să plec de la dânsul. Cine el nu vroie? Fratele lui, prietenul lui, fișii matale? Da. A voi primești până la urmă, dumneavoastră cu fiica ați ajuns chiar ați cumnate. Cu doi frați, mama și cu fiica, de unde vreți să vă ascult? Voi ați ajuns cumnate să fiți. Eu nu vă înțeleg pe dumneavoastră. Dar ce n-ați sunat la poliție când ați văzut că persoana cea de 28 de ani încearcă să iubească fiica dumneavoastră? Eu am sunat la poliție, am sunat. Și i-am spus că astea... I-a spus că fiica dumneavoastră ești de 14 ani, locuiești cu o persoană 28? Da. Și ce a spus poliția? Și el l-a luat la astea, i-a scris documente acolo. Ce documente i-a scris, doamne? Ce răspuns ați primit la poliție? Poliția nu scrie documente, poliția dă răspuns. Dar tu de ce ai plecat? Eu am plecat când mă băte mult. Dar pe fata ta, celălalt frate, o bătea? O zic că nu o bătea pe dânsă. Dar tu o vedeai că voi trăiți într-o casă? Eu am văzut primul că m-a bătut pe mine. M-a bătut pe mine, primul rez. Te întreb pe fata ta dacă a nu, ridicat mâna. Nu, într-însă nu dădea. Nu o bătea. Când bea, da, o bătea pe dânsă. Noi o avem astăzi în platou printre invitați pe mama prietenei minorii despre care astăzi vorbim. Bună seara! Eu vreau să știu dacă o cunoașteți pe această persoană. Foarte bine, îmi pare bine de cunoștință. Nu v-ar fi rușine pentru ceea ce spuneți a rămas o fetiță ca o floare, dar dumneavoastră ca mamă vă permiteți să o dați de pozor? Nu vă este rușine, doamna Lena? Hai să vorbim cesnă. Mama cu fata are o grămadă timp de când ea nu este lângă fată. Ce fel de mamă ești, ce simt, ce simt smănesc, ce milă ai de mamă, ce milă ai tu. Ești în primul rând că șat cu băieții ești. Tu te gândești că o să vii ani de bătrânețe, dragă? O să vii ani de bătrânețe, o să ceai o cană de apă, ce ești să-ți dea? Ești fata! Fata și-a mitică, în primul rând. Și ea și-a mitică și cu băietul, ea că nu sunt în relații cu dânșii. Dar ce ea, mințești? În primul rând, de nu vreau să mă asculti. Mincinoasă! Ea ca să iei cu fata. Mincinoasă! Mincinoasă! Victor, gata. Cu fata iese, ea prietena, și duci de cusară și vine adăuza dimineață. Să-ți duci de dimineață, ca băiatul de fată. Și tu ca mamă și dumneavoastră ca bunic, ce faceți ca să o obiți? Dar ce să-i facem? Dacă nu vreau să înțeleagă nici de mamă. Nu am el ce-i faci, nici. Nici de mamă, nici poliția nu are fată. Dar eu de câte ori am fost la poliție. Spuneți-mi, rog frumos, dar fetița merge la școală? Da. În ce clasă? A 8-a. Și tu știi că merge la școală? E să duci așa, când... Păi, dar tu nu trăiești cu ea, cum gândești? Mergeți la să vizitați profesorii, ce-mi spun, cum... Da, mi-a spus, o zic că e să duci, dar uneori nici nu vrea să duc la școală. Și ce ai făcut atunci?
I-am grecut însă, am vorbit. Așa. Du-te, te rog la școală, Iana, du-te clasa, nu. Și ea nu te ascultă, pentru că nu te consideră de mamă. Vreau să știu de ce. Din clasa întâi ea nu mă ascultă. Din clasa întâi asta înseamnă copil de 7 ani. Dar tot cu prieteni. De la 7 ani? Da. Cu prieteni, s-o dus, s-o și tu n-ai putut, și tu n-ai putut convinge copilul tău de 7 ani să te asculte? Că asta nu i-am putut-o. Da, tata a zis, tata ei, a zis că n-o bate, n-o bate. Dar spuneți-ne, vă rog, dumneavoastră de față cu fiica dumneavoastră aveați o relație cu fratele iubitului ei. Da. Și de ea vedea chestia asta la 14 ani. Pentru că asta este un temei de decădere din dreptul părintești. Fiii dumneavoastră erau în relație cu această femeie și cu cealaltă? Și iubeau. Ca tinerii. Și nu vă deranja că o fetiță din clasa 8-a se iubește cu băiatul vostru de 28 de ani? Cum au venit la solicitarea cu benzină pe 3 ori, te deja sardă și spumul să fie îngropat undeva. Ați avut frică? Da, eu mă tem ca să iasă la pușcărie și ați vină și ați mă ușit în casă. Zi-mi, te rog, totul s-a întâmplat în casa acestui bărbat. Da, el s-a dus și a scos hainele din casă, de la dânsul, și ne pornim. Am ieșit de pe parte și el ne ajunge de urmă. Și-o apucă pe dânsa de la jumătate și-o întoarce cu deasă la înapoi. Și-o a zvârlins pe parte. Și el se întoarce și canistra i-o tarnă în cap, cum ieși de suita la dânsul, așa. Și scoate repede chibriturile din buzunari. Și-a prinde chibritul și-așa îl ține. Și e osflat așa, cu o stâns chibritul și ala. Deci fata ta de 14 ani locuia cu un bărbat. Da. Câți ani avea acel bărbat? 28. Celălalt bărbat, că ai zis că erau doi. Acelalt cu un frate, eu trăiem cu dânsul. Eu trăiem cu frate. Fata ta se iubea cu acest băiat? Ea vroia să rămână la el? Ea nu vroia. E nu vrea, dar cu deasâla. În această seară vorbim despre un caz șocant produs recent. Din câte am aflat până acum, un bărbat de 28 de ani s-a supărat că iubita sa de 14 ani vrea să-l părăsească, a stropit-o cu benzină, apoi a aprins un chibrit și i-a spus că îi va da foc. Prietena și fratele minorei, martori la această scenă, au alertat poliția și bărbatul a fost reținut. Oamenii din localitate spun însă că și până la acest incident au atenționat autoritățile despre situația copiilor din această familie și iată ce li s-a răspuns. Eu am chemat poliția odată și i-am spus că o copilă de vreo 7-8 ani îmblă prin sat la oameni, prin ungrez la oameni, zic că era din capul ei, o leacă handicapată. Una de 15 ani, că l-a întrebat-o câți ani ai, eu zic că are 15, nu 14. Zic că una de 15 ani, vai de capul ei și păduchii în cap și... Și polițaienii au zis că nu putem face nică. O zic, păi și n-a să întâmplă ceva, atunci ați face ceva. Zic, dar ce vreți voi, să o ușie de pe cineva, să stai gât și apă să faceți voi ceva. Și am scris mesaj, zic, dacă voi nu luați măsuri, zic, eu mă duc la procurator la Chișinău. Apoi că au așteptat și s-au întâmplat și s-a întâmplat. Și noi, asta e și jina lor, că eu m-am adresat la dânșă și cerere s-o scris la dânșă. Uh-huh. Dar ei nu n-o făcut nică. Cu păreri de rău, asta e poliția din ziua de azi, în state. Cum au venit la solicitarea cu benzină pe 3 ori, te deja sardă și scrumul să fie îngropat undeva, iată așa reacționează ei. Într-adevăr, eu cred vecina care spune că răspunsul a fost următor. Dacă o să se întâmple, atunci o să reacționăm. Eu de obicei asta și fac. Ei așteaptă și pe urmă reacționează. Și noi, la fel ca și vecinii acestei familii, ne întrebam unde se uită autoritățile și am decis să mergem chiar la aceste autorități și să vedem ce fac și ce observă. Am mers la primărie, la asistența socială și la școala unde învață această fată și vă invit acum să auzim răspunsurile pe care le-am primit. Nu știam că în gospodăria dată locuiește o mamă care are un copil minor, dar cu fratele lui mai mare. Este căsătorită. Dar nu știam că locuiește cu o minoră. Adică nimeni nu s-a adresat nici din satul în care este minoră, că este dispărută de acasă, nu frecventează școala sau nici de la gimnaziul nostru că a apărut un minor în localitate sau care ar vrea să frecventeze gimnaziul din sat. Și putem noi spune din sat, dar azi am înțeles că e la școală.
Când am întrebat-o ce nu duci la școală, el zice, eu mă duc la lucru. Nu te duci la lucru, știți? Zic, mai bine îți duc și la lucru, dacă nu duci la școală, măcar la lucru să duci. Mai are o fetiță aici care prietenește și împreună, chiar pe vară, eu le vedem cu sapă amândouă, să duc eu la lucru. Care are trei copii, dar copiii merge vorba că-s de la tata ei și nu-s de la imbecilul ăsta cu care chipurie trăiește, dar-s de la tata ei, drept. Eu luat toată vara și o dus-o de urma ei. Dar așa, la tare, eu fost la școală, ea nu ea, a fost la școală, vine curăță că e. Săptămâna trecută ei nu a fost. Dacă nu e nimeni acasă, ca un câine în casă stă, ei poate să nu aibă nici măcar, eu îi hrănesc la școală acolo, bau o chiflă, conceai, în toată ziua, bau un felul doi, conceișor, când este o bucățic de carne, când nu, dar îi hrănesc pe toți copiii. Văd totalmente diferența atât oamenilor cu care fata avea tangențe, diriginta de la asistența socială și a sistemului întreg. E foarte trist. Iar acum haideți să ascultăm și partea cealaltă a acestei povești șocante. Părinții bărbatului care ar fi stropit-o cu benzină pe minora de 14 ani au venit astăzi să-i țină fiului apărarea. Îi invit în platou. Din câte am înțeles, voi locuiți în aceeași casă cu cei doi feciori ai voștri. Da. Unul de 37 de ani, celălalt de 28. Da. Această femeie vă este cunoscută, din câte am înțeles. Da. De unde? Să ne povestiți. Unde la noi în sat, lucra cu ziua. Cum a ajuns la voi în casă această femeie străină? Fiul cel mai mititel. Fiul cel mai mititel? Da. De 28 de ani, a adus-o el? Cu altă nevastă era, în cună. O altă nevastă era? Nu mai era așa și ea. Cine era cealaltă nevastă? Tot din sat de la dânsă. Fiii dumneavoastră erau în relație cu această femeie și cu cealaltă? Ce iubeau, ca tinerii. Și nu vă deranja că o fetiță din clasa 8-a se iubește cu băiatul vostru de 28 de ani? Dar nu-i nici nimic nou, nu avea dreptul de buță eu cu dânsă. Dar nu arată fata de 14 ani, care are 14 ani? Da, e dacă a iubit pe gânsul. Bine, pe o să ducea la școală și să îl iubea? Pentru da. Că ceea ce am auzit și noi nu părea fi dragoste. După aniază vine la dânsul. Și apă luni îl ducea înapoi la școală. Spuneți-mi, vă rog, cum credeți, băiatul vostru are vreo vină în tot ce s-a întâmplat? Dar eu nu știu de asta și vina au ei. Eu n-am observat nimic. Eu nu eram cu dânsul atunci. Numai că nici l-a luat la miliția Deuza. Poliția l-a luat când a doua zi? Poliția Deuza. Dar eu în țara aceea când am făcut ei, și-au avut benzină, nu știu. Haideți să vedem atunci o declarație de-a dumneavoastră pe care ați dat-o mai devreme colegilor mei și pe care am înregistrat-o. O cheptănă ca pe un copil medicel și o trimite la școală. O spăla, o îmbrăcat-o de școală. El lucra la stroici, pe lumea lucra, dar bani făcea băietul. Și bani de ce? Postoiană. El o să o crezoțân până avea 18 ani. Și alt spânzor. Nu, eu i-am zis, nu trebuia să-i drag de asta. Chiar nu găsesc o fată mai bătă, oară mai. Ei, și asta ea care stând de mine și văd că mă iubește când colo încoate. Dar vorba aceea că e mai are încă. Mai are și cu bătrâie pus la... la închisoare. Știam în brațe la dâns și nu vede voie să eu zice că nu m-a lungat, că eu nu vreau să mă la tine. Dacă cum puteți, dacă i-a dat foc el cu benzină, i-a dat să ne copi, el a foc deodată. Unul să-i dă foie foc la haine. Cine? El? E. La haine. Să nu a voie, și să unzi cu benzină. Și ea s-a uns cu benzină, au fost ultimele cuvinte ale dumneavoastră. De ce ne spuneți acum că nu știți despre dar ce benzină? Dar eu nu știu. Cum? Că nu era la meu timp și el acolo. Dar de ce ne declarați atunci mai devreme că ea singură s-a uns cu benzină? Ea singură s-a uns cu benzină? Eu singur nu putut sau că era cipit și e. Ghile. De unde știți că dacă ziceți că nu ați fost? Dar păi eu m-am dus măcodit. Dar eu rămas afară. A, totuși erați în casă. Eu am fost acolo, m-am lepădat, se apară că am ghile, dar eu șed cu zice la vorbă. Și m-am culcat.
Așa? Și mai mult una băsnică. Nu m-a dăuzat dimineața când m-a sculat. Și că a gata de miliția. De ce ne-ați spus că ea singură s-a uns cu benzină? Nici nu a spus el. Fiul dumneavoastră? Da. Ce v-a povestit? Uite-ți că ies o lua benzină, îți dă-i foc la hanile. Nu ghila, dar la hanile. Și aici s-o zichit și ei, pe care ți-a zis, mână, s-o strochit-o alea cu benzină. O stropit-o el cu benzină totuși? Nu, s-o strochit, că eu s-o zichit ei, care ți-a de pols, nu-i strochit-o hanile, să iei foc. Hanile, nu ai pierțurile. Iar acum vom auzi ce spune protagonista acestei istorii șocante despre cele întâmplate. Pentru că este minoră, fata nu va intra în platoul nostru, vom vorbi cu ea din camera noastră secretă. Bună seara! Bună seara! Uite, până acum am auzit mărturia prietenei tale care ne-a povestit ce s-a întâmplat în acea seară. Totodată, i-am auzit și pe părinții acelui bărbat care te-ar fi stropit cu benzină, care spun că, de fapt, tu te-ai fi stropit singură și că fiul lor nu este vinovat de cele întâmplate. Te rog să ne spui tu care este versiunea ta. El a venit, era pe la vara, aproape unul când a venit la mine acasă. El a spus să mă duc să-mi iau lucrurile mele. Eu am spus că măr. După, apoi eu trimesc pe fratele meu și duc să iei șampan și mâncare la magazin. Și după asta fratele meu a venit acasă și a început să servească, apoi cine, că... cine au început să servească? Eu am servit doar un pahar de șampan. Tu? Da. Păi de zici că ai venit doar să-ți iei hainele și să, cel puțin așa zicea prietena ta. Da, eu am venit să-mi iau hainele, dar eu l-am spus să servesc un pahar de șampan și apoi să te duci acasă. După asta eu am spus, eu plec acasă. După ce am servit paharul cel de șampan, eu am spus că plec acasă. Dar eu l-am spus că tu nu te duci nicăiuri, ați dormi la mine. Și eu am spus că nu. După asta, el a scos din bej benzină și a început să dai la, pe lucrurile mele ca să dai cu benzină. Să-ți ardă lucrurile? Da. Ca să ce? Pentru ce vroia? Ți-a explicat de ce vrea să dea foc? Zicea ceva în acest timp cât stropea lucrurile cu benzină? El a spus că și ți-ai găsit alt bărbat și așa le te iubești în mechin. Eu am crezut că să trăiești cu mine, că să te crezi să... și cu tine, să facem multe variante de astea, să avem copii, dar i-am spus că eu sunt copil încă mitel. Dar zi-mi, te rog, este adevărat că tu ai locuit în această casă cu acest bărbat, cu fratele lui și cu părinții lor, timp de 2 luni, împreună cu mama ta? Da. Voi erați prieteni cu acest bărbat? Da. Era decizia ta? El m-a pus cu desulă ca să stau cu el. De ce? Nu știu, că e plăcut din mine. Și ție, de el nu ți-a plăcut? Nu. Zi-mi, te rog, tu i-ai spus mamei tale că ai vrea să pleci? Eu am spus mamă că mama tot, după ce s-a despărțit cu fraiul mai mare, mama, eu am spus mama, mamă, eu merg cu matale, unde te duci? De eu am spus, da, dacă ai bărbat, stai la bărbat, că n-ați fac nică. Să-mi băta și bătea pe mama, pe mine m-a apucat de păr. Deci voi erați ambele bătute în această casă? Da. Ce spui misiuni, pa? Ce spui? Ce spui misiuni în fața mea, în fața oamenii ăștia? Ce spui? Tu îi zic că te iubești cu dânsul. Ce spui misiunile astea? Dacă-i dreptul ăsta, dacă-i dreptul. Și bei și nu vine lângă mine și tata, strâim și cu... Nu vreau să trăiesc astea. Unde stai în afară de casa în care locuiește tatăl și bunicul tău? Unde mai stai? La prietena mea. Tu ai un prieten? Prietena. La prietena ta? Da. Dar nu spui că ne lași oară ne întorci tu acasă, la oară dimineață. Nici soar te duci cu madăță dimineață. Tu de unde știi că eu vin la oara 4 dimineață sau 5 dimineață acasă? Dar eu știu la și oară mii. Diți-mi, vă rog frumos, atunci când ați înțeles că nu vreți, adică trăiți forțat cu acest bărbat, ați anunțat în afară de mama dumneavoastră altcineva? Da, i-a spus eu prietena mea. Am în vedere cineva matur. Matur nu. De ce? Ați avut frică? Da, eu mă tem ca să iasă la pușcărie și să vină și să mă ucid în casă.
Așa cum am spus mai devreme, după incident, bărbatul de 28 de ani a fost reținut de poliție. Să auzim acum ce spun procurorii despre acest caz. A fost pornită două cauze penale. O cauză penală în baza articolului 174 Newton și o cauză în baza articolului 155 pentru amenințare cu omor. Bănuit, deci a fost reținut pe 72 de ore, ulterior a fost aplicat arestul în termen de 30 de zile. Da, și anterior a fost atras la răspundere penală. Inclusiv în baza articolului 174 cod penal. Deci a fost aplicat o pedeapsă condiționată, cu un termen de probațiune, care a fost despășit de către condamnat. Deci s-a în arest la penitenciarul numărul 13. Riscul pedeapsă până la 7 ani închisoare. Faptele acestui tânăr sau acestui bărbat de a stropi pe cineva cu benzină și de a aprinde chibritul a fost tratate nu ca tentativă de omor, ci ca amenințare cu omor. Ceea ce este făcut în alt articol și ceea ce prevede o pedeapsă penală mai simbolică. Ceea ce este foarte trist. Având în vedere că are antecedente penale și a avut o condamnare condiționată. Ceea ce a spus că riscă până la 7 ani, din câte am înțeles noi, deci 7 ani, de la 3 la 7 ani este pentru articolul 74, raporturi sexuale cu un copil, cu un tânăr care nu a atins vârsta de 16 ani. El anterior a fost condamnat tot pentru același articol, întreținerea raporturi sexuale cu o persoană, adică ficiorașul preferă așa situație, așa înțeleg. Și a avut condiționat cu suspendare. Cât de reale sunt șansele acestui bărbat că va ajunge la închisoare? 100% este vorba de recidivă. 100% va face instanța deja pentru o aceeași infracțiune anterior. I-a acordat încrederea prin faptul că i-a suspendat pedeapsa condiționat. Acum repet aceeași infracțiune. 100% procurorul a menționat că el recent a fost finisat termenul de executare a pedepsei condiționate. Adică acum. Conform legii, în primul rând, autoritatea tutelară trebuie să o lipsească pe mamă de dreptul părintești și această fetiță trebuie să ajungă într-o familie, fie adoptivă, fie parentală, pentru ca să-i ofere o educație corectă și să-i facă un viitor frumos. Apelez la organele noastre de drept, la organele autorităților publice locale. Nu este atât de greu, în satele noastre practic sunt pustii. Nu este atât de greu să identifici familiile este social vulnerabile cu atâția copii care îmblă pe drumuri, față de care părinții sunt indiferenți. Și o atitudine cât de mic față de ei, cât de mic măcar la instruire, la școlarizare, sau plasarea în niște centre speciale, sau măcar, eu nu știu, sunt pârghii, ele pur și simplu nu sunt aplicate. Dar iată la așa exemplare de mamă, care am văzut eu astăzi, da? Care a făcut 3 copii, și nu-i poate ține în mâini și nu-i poate asigura. Înainte faci ceva, măsurați de 7 ori și odată tăieți. Aici încheiem, liniște și pace vă doresc să aveți pe cei dragi mereu alături.